Doamna Georgeta Filidi, membru de onoare al Academiei Române, personalitate marcantă a comunității istoricilor din România, este invitata noastră într-un interviu de colecție pe care, în ediția de azi a emisiunii Forum Cultural, îl continuăm cu amintirile frumoase despre Casa Regală a României, cu noile apariții editoriale și, nu în ultimul rând, vorbim despre legătura extraordinară a domniei sale cu descendentul celebrei familii Filidi, Manole Filidi, ce i-a devenit soț. Domnul Manole Filidi a fost soț și partener în cariera dumneavoastră. Pentru că ce s-a întâmplat? Eu am intrat la ei ca să fac această fișă de enciclopedie și pe urmă am făcut un volum, opere alese din lucrările tatălui lui. Și sigur, am devenit o obișnuită a casei lor. El era căsătorit cu o actriță adorabilă, Mimi Enăceanu. Și Mimi, la un moment dat, asta era legenda din familie, i-a spus: dragă, eu sufăr de inimă, n-am să mai rezist multă vreme, am să mor, tu să te însori cu femeia asta, o să-ți fie bine. Și se pare că am avut o căsătorie bună, pentru că casa noastră e undeva aproape aici, pe strada Icoanei, la numărul 14, era deschisă și trebuie să vă spun că și până la Revoluție, și după Revoluție, până în 98, când s-a prăpădit el, foarte multă lume a venit acolo, se încingeau discuții foarte interesante și cred că am rămas o casă reprezentativă. Manole Filidi era o figură reprezentativă a orașului, știți de ce? Și poate lucrul ăsta l-am preluat și eu, ca bună soție. Filidi a fost un mare iubitor al orașului, al Bucureștiului. Mie zice să nu-mi spuneți că e noroi, că sunt trotoarele desfundate, că sunt câinii vagabonzi. E orașul meu și eu îl iubesc și văd numai lucrurile frumoase. Uită-te la fereastra aia minunată, uită-te la bolta aceea, uită-te la magnolia aia, așteaptă să înflorească. Refuza pur și simplu să vadă. Domnia sa venea și din epoca bună a Bucureștiului. Absolut. Din lumea bună a Bucureștiului. Avea această dragoste pătimașă pentru oraș, chiar în fața evidenței, refuza să vadă lucrurile urâte din oraș. Pe urmă, el a avut o contribuție, a încercat să pună pe roate o instituție pe care dumneavoastră vorbeați acum de altă lume, mai rostuită, mai așezată, mai armonioasă, poate cu alte principii de viață. E vorba de Jockey Club. Jockey Club-ul se înființase la București, după model englezesc, la 1875, fusese distrus de gărzile patriotice ale lui Petru Groza și în 1991 Manole Filidi, împreună cu un grup de foști membri și tineri membri doritori să intre în asemenea club, au reînființat această instituție foarte interesantă, care așa s-a întâmplat. Se afla pe un loc care aparținuse familiei Filidi, iar arhitectul constructor a fost Geme Cantacuzino, marele, foarte marele arhitect român cu o soartă tragică, una din acele personalități pe care regimul comunist a înțeles să o distrugă într-o formă dramatică, pentru că a făcut pușcărie și pe urmă s-a adăpostit în spațiul bisericii. Sigur, a restaurat biserici, a făcut foarte multe lucruri bune, dar gândiți-vă, dacă nu făcea pușcărie, care i-a ruinat sănătatea, putea să depășească anul 1960, cel al decesului lui, și ne bucuram de imensul lui talent de arhitect, de pictor, de scriitor. Uson Leneș Dantan, unde sunt elitele de altă dată? Nu-i așa? Trebuie să ne întoarcem puțin în timp, în istoria orașului nostru, care acum 200-250 de ani era împărțit în vopsele. Adică sectoarele de astăzi
purtau numele de vopsea și noi ne aflăm în vopseaua galbenă. Asta însemna o zonă care mergea până în actuala Calea Victoriei, până spre Biserica Batiștei și sigur că erau mici cartiere care se numeau mahalale. Noi trebuie să spunem că mahalaua, să știți, nu a avut această conotație pejorativă din zilele noastre. Era vorba de o comunitate, de obicei bine organizată, bine structurată și de cele mai multe ori în jurul unei biserici. Și asta face ca multe din mahalalele Bucureștiului să fie legate și de un semn al bisericii. La cartierul în care ne aflăm acum, e vorba de mahalaua icoanei, o mahala statornicită clar și regăsită în documente încă din secolul al XVIII-lea. Aici, familia Băbeanu întemeiază această biserică, dar s-a impus numele de Biserica Icoanei și de mahalaua Icoanei pentru că Vodă Brâncoveanu a donat, împreună cu doamna Marica, soția lui, au donat o icoană făcătoare de minuni, care se află și astăzi în biserică. În 24 octombrie 2012, doamna academician Georgeta Filiti a fost decorată de majestatea sa, regele Mihai I, cu medalia Crucea Casei Regale a României pentru activitatea sa prodigioasă ca istoric al societății, moravurilor și tradițiilor intelectuale românești pentru promovarea integrării culturii și societății române în spațiul european prin redescoperirea legăturilor permanente, umane, comerciale, juridice dintre Estul și Vestul european și pentru că, prin activitatea sa istorică, promovează cercetarea autentică, punând în față adevărul istoric. Haideți să vorbim un pic despre Casa Regală a României și despre faptul că ați primit Crucea Regală. Casei Regale, Case da. Regale. Trebuie să vă spun acum, vedeți dumneavoastră, știți că în 1866, România a reușit să materializeze o dorință formulată de pașoptiști, și anume să aducem un prinț străin. Și dorința asta era justificată de un fapt, și anume vrajba și intrigile care nu se mai terminau în jurul lui Vodă. Și li s-a părut pașoptiștilor că asta, fiind străin, omul ăla nu-și poate crea o camarilă, un cerc care de fapt să conducă țara. Sigur, ei au crezut treaba asta, dar au fost foarte mult ajutați și de personalitatea lui Carol I, care a ținut totdeauna o distanță între el și acești supuși. Pe urmă, sub Carol al II-lea, lucrurile au fost puțin altfel. Însă, în momentul când a venit în țară, era destul de tânăr, avea 27 de ani, a venit cu un secretar, la fel de tânăr, doi bărbați așa se uitau în dreapta, în stânga, ce-i ăsta? Ăsta-i Palatul Regal. Aoleu, era o casă tare modestă. Mâncarea asta, păi mâncarea asta se aducea de la jumătate de kilometru, era rece complet. Povești de-astea care l-au speriat puțin. Și sigur, Forța Mente a făcut apel la câțiva localnici. Printre ei au fost chiar unii ofițeri de ordonanță ai fostului principe Alexandru Ioan Cuza. Printre ei a fost și Constantin Filiti. Și a trecut de la un domnitor la altul, i-a fost credincios aghiotant lui Carol I până în 1893, când a murit. A avut și un băiat ofițer, tot în garda regală, care a murit de răpciugă. Și, în genere, familia a fost foarte legată de Casa Regală. Este vorba și de istoric cu Filiti, poate mai puțin legături directe, însă este vorba de un nepot al lui, puiul Filiti, și sora lui. Sora lui ajunge iubita lui Carol și băiatul acestui, Nicolae Filiti, ajunge aghiotantul lui Carol al II-lea.
Și așa se face că, mă rog, sunt, e o poveste de dragoste, un jurnal, eu l-am publicat, e adorabil, e foarte frumos, dar în genere filiții au fost, dacă vreți, supuși credincioși familii regale. Și mi s-a părut normal, a fost firesc, ca după Revoluție, când venirea suveranului a fost un lucru de la sine înțeles, trec peste toate poveștile politice cu refuz, cu grosolăniile care i s-au făcut, dar încet, încet regele a căpătat un domiciliu în țară, iar familia regală a României astăzi este, sigur, o realitate. E foarte greu de spus care e personajul pe care îl iubești, îl privilegiezi, îl adulezi chiar din familia regală. Mie cel mai mult mi-a plăcut și continuă să-mi placă și nu fac decât să mă rog să pot să merg cât mai repede și cât mai departe cu jurnalul ei, este vorba de Regina Maria. Sunteți născută într-o familie croato-română, despre asta n-am vorbit deloc. Da, știți... Care a avut și această familie legături cumva cu casa regală, cu curtea regală? Au avut foarte multe legături. Trebuie să vă spun că în această perioadă fastă pentru România a domniei lui Carol I, când era foarte multă seriozitate, când apelul lansat în lumea întreagă, veniți în România pentru că puteți să vă faceți o carieră, puteți să vă împliniți profesional, era la ordinea zilei, bunicii mei materni au venit într-adevăr aici. Acum, eu trebuie să vă spun că bunica maternă nu era croată, era suedeză. Asta era altceva. Dar, sigur, prin căsătoria cu Rocco Iersic, a devenit cetățean croat, au venit în spațiu românesc. În Croația este un obicei care funcționează și astăzi. Când sunt mai mulți copii, indiferent dacă sunt băieți sau fete, averea rămâne la unul singur, ca să nu se împrăștie. Și bunicul meu era mai la coadă venit și atunci n-a căpătat nimic, deci trebuia să-și facă o situație. Era sculptor venind aici, s-a oprit la Palatul Regal și asta a fost un lucru bun, pentru că palatul ăsta mereu a avut ceva de făcut și la București și la Sinaia. Mama mea e născută la Sinaia. Sunt toate casele astea regale, conace, pavilioane de vânătoare, mai știu. Deci a avut de lucru tot timpul. Tot timpul a avut de lucru. Plus că soția lui a devenit lectoriță la Regina Elisabeta. Sigur, le-a apropiat foarte mult și faptul că, și asta, bunica mea venea din lumea germană, vorbeau aceeași limbă, amândouă erau copleșite de personalitatea soților și era reazămul lor principal, aveau ce să discute și s-au înțeles foarte bine. Și această înțelegere, să știți că a mers mai departe, îmi povestea mama, că, de pildă, viitoarea regina Iugoslaviei, Mărioara, Minion, îl lua pe regele Ferdinand, căruia îi spunea Păicu. Nu tată, nu tăticule, nu Păicu. Păicule, hai să mergem să mâncăm mămăligă cu brânză la doamna Iersici. Și pe urmă, Regina Maria a avut mereu, mă grăbesc să spun că nu numai față de mama mea, ci față de foarte multă lume din jurul lor, o afecțiune și o atenție nemaipomenită. Și atunci, când, de exemplu, s-a dus la fiică sa în Iugoslavia, în Croația, bineînțeles că i-a adus și mamii mele niște lucruri. Și păhărelul meu de botez, de pildă, era un păhărel, eu l-am dat unui nepot, era un păhărel de argint, aurit pe dinăuntru și pe exterior era iscălitura ei bine știută, Maria. Iată ce se întâmplă. Pe sâmbătă 7 iunie era la München,
Și iată notațiile reginei. La Viena mi-au fost aduse noutățile cele mai incredibile. O telegramă cu aceste cuvinte: Carol înapoi printre noi. Entuziasm formidabil, toate bune, dragoste, Nichi. Apoi o telegramă de la Atanasescu confirmând veștile. Atanasescu era aghiotantul ei. Deci asta plănuiseră. Adică pe la spatele meu, cum se temuse Barbu Știrbei, cei doi frați, ajutați de militari, au plănuit liniștit așa ceva și au pus-o în practică în seara plecării mele. Dacă a fost intenționat sau nu, rămâne de văzut. Categoric vor păstra secretul. Nu știu cum să spun că mă simt. Totdeauna m-am întrebat cum se vor termina toate, cum vor fi în cele din urmă capabili să canalizeze această dorință crescândă pentru Carol. Dar am ținut totdeauna cu strictețe la formula că el se poate întoarce dacă e chemat de întreaga țară. Care vor fi urmările acestui act? Entuziasm formidabil. Da, poporul și armata îl voiau înapoi, dar cum e cu Partidul Liberal? Ce pasiuni periculoase pot apărea pe neașteptate din întoarcerea lui? Și așa mai departe. Adică toate întrebările astea dramatice pe care și le pune regina, poate că și le-au pus și cei doi băieți ai ei. Dar au făcut-o. Recenta apariție editorială care s-a bucurat de un imens succes este România de totdeauna. Simona Preda în dialog cu academician Georgeta Filiti. Ce înseamnă pentru dumneavoastră România de totdeauna? Trebuie să spunem, cartea este, noi am făcut-o la sugestia Simonei, dar titlul l-am dat eu. Pentru că ea a venit cu mai multe titluri și eu am venit cu ăsta. De ce? Pentru că sunt convinsă că sunt anumite permanențe în istoria noastră, că sunt în secolul, ca mentalitate, în secolul XVIII, în secolul XIX, până în zilele noastre. Și vă spun cu toată sinceritatea, vă rog să mă credeți, eu nu m-am așteptat ca această carte să se bucure de o primire atât de caldă. Critica, e o carte superbă, că e nemaipomenită, și editura a fost silită să facă un supliment, o ediție a doua. S-a vândut nemaipomenit de bine, pentru că noi, de fapt, acolo, în acest dialog, am pus niște probleme care privesc pe toți oamenii, nu numai pe președintele țării sau pe primul ministru sau pe nu știu care universitar. E viața noastră de totdeauna, e viața mea ca român, e raportarea mea la cei din jur, la cei din afară, la felul cum am receptat o serie de obiceiuri, la această caracteristică pe care trebuie să ne-o asumăm, a noastră, a românilor, de imitatori. Vedeți, doamnă, noi am imitat de-a lungul istoriei, i-am imitat pe fanarioți și sunt o mulțime de lucruri. Sunt o mulțime de lucruri foarte bune de la ei. Majoritatea erau oameni cultivați. Să școlește spațiul românesc. Se întâmplă multe, foarte multe lucruri bune. Anul acesta, într-o atmosferă emoționantă, la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, doamna academician Georgeta Filiti a primit premiul Opera Omnia în cadrul Festivalului Internațional de Poezie Nichita Stănescu. Cea care va primi premiu pentru Opera Omnia crede în România de totdeauna. Așa se și cheamă un volum de dialoguri pe care l-a publicat recent la editura Corint. Premianta de această zi reprezintă o voce clară și distinctă a istoriei naționale. A fost multă vreme, de altfel, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Este profesoara și academiciana Georgeta Filiti. Manifest o simpatie care e foarte explicită pentru două elemente de care vorbea Mihail Coganiceanu.
ca țară mică europeană, avem o singură șansă de a ne exprima, de a ne face cunoscuți prin diplomație și prin cultură. Dacă despre diplomație nu mă hazardez să spun niciun cuvânt, în legătură cu cultura, îndrăznesc să spun că, în ciuda vocilor critice, a vocilor disperate, ea merge înainte. Și dacă la București putem să ne îndoim, fiindcă ne petrecem foarte mult timp criticând, distrugând, comentând negativ, iată că în provincie se întâmplă o minune. Și atunci mie îmi face plăcere să spun că România actuală se aseamănă într-un fel cu Imperiul Roman. La Roma lucrurile nu mergeau bine, dar se ridicau provinciile. Ei bine, provincia actuală românească, cel puțin în accepția ei ploieșteană, să știți că se ridică foarte frumos și se ridică frumos printr-un element pe care vă rog să-l aveți în seamă, și anume continuitatea. Ăsta mi se pare că e elementul care ne dă putere, care ne dă forță. Să ai 33 de festivaluri, Nichita Stănescu, să continui, cum ar zice românul franțuzit, Envers et contre tous, această universitate de vară a lui Nicolae Iorga, să știți că este un lucru absolut extraordinar. Vă mulțumesc! Tot în numele președintelui Consiliului Județean, domnul Iulian Dumitrescu, se acordă premiul Nichita Stănescu pentru opera Omnia doamnei Georgeta Filiti pentru remarcabila sa operă culturală. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Doamna academician Filiti este o personalitate rară în cultura română. Sigur, formația dânsei de istoric o cunoaște toată lumea. Dar ceea ce a devenit pe parcurs este, dincolo de istoricul perioadelor, este un istoric al culturii și civilizației românești. Tipul acesta de personalitate, care înglobează și istoria ca știință de sine stătătoare, dar și relaționează și conectează realitățile vremurilor într-un stil propriu, o face să fie în domeniul dânsei un creator. Ceea ce este foarte rar și deloc la îndemâna multora. De ce? Pentru că îți trebuie o erudiție și nu numai erudiție, ci știința a ceea ce faci cu această erudiție. Dânsa are știința aceasta și asta o face unicată. Anul acesta, premiul Opera Omnia a fost acordat doamnei academician istoric Georgeta Filiti. Știu că are legături strânse cu acest oraș, cu Ploieștiul, și a participat la multe evenimente culturale. Desigur, a fost o mare bucurie să aflu asta astăzi. Așa cum îi spunem noi, ploieșteanca noastră, doamna Georgeta Filiti, a câștigat acest premiu, pe care îl merită evident pe deplin. Pentru noi, pentru ploieșteni, este o imensă bucurie să o avem în diverse ocazii la Ploiești, în cadrul Festivalului Conștiința. Am avut, de exemplu, ieri fericită ocazie să o ascult vorbind unui important grup de tineri și am fost fascinat să văd cum aceștia o ascultau. Și o șansă pentru tineretul din Ploiești ca să aibă un asemenea sprijin în persoana doamnei Georgeta Filiti. Ați fost primul laureat al premiului Opera Omnia din cadrul Festivalului Internațional Nichita Stănescu, care se desfășoară la Ploiești. Astăzi o celebrăm pe doamna academician Georgeta Filiti. Ce ne puteți spune despre activitatea dumneaei, mai ales că ați fost editor al unor cărți ale dumneaei? Despre doamna Georgeta Filiti nu pot vorbi decât lucruri de bine. M-am bucurat
în anul trecut, 2022, de alegerea domniei sale în Academia Română, pentru că opera pe care a scris-o, opera de cercetător istoric, edițiile fundamentale pe care le-a îngrijit pe parcursul vieții, edițiile cu Gălnicianu, edițiile din opera lui Nicolae Iorga, am avut și prilejul să conlucrăm la editarea discursurilor parlamentare a lui Nicolae Iorga, o recomandă din plin și astăzi. Acordarea premiului Opera Omnia Nichita Stănescu este un însemn al prețuirii valorii acestei opere și a personalității distinsei doamne Georgeta Filite, o personalitate culturală de referință în peisajul actual românesc, și eu cred că acest festival menit să consacre mari personalități astăzi și-a îmbogățit panoplia prin acordarea acestui premiu important, Opera Omnia doamnei Georgeta Filite. Trebuie să recunosc că sunt foarte emoționată. Pe mine mă leagă o mulțime de lucruri de Ploiești, de Prahova. Sunt editoarea lui Iorga, sunt un lector foarte conștiincios de ani de zile la Universitatea de Vară de la Vălenii de Munte și orașul acesta mie mi se pare cu o bogată tradiție, tradiție economică, dar iată și o tradiție culturală. Și astăzi, când cultura, n-aș spune că este ignorată la noi, dar în orice caz se transformă, îi se dau alte dimensiuni, iată că ploieștenii rămân cu niște forme tradiționale care se vădesc foarte importante, durabile și de mare respect al tradiției, pentru că eu nu vreau să mă iluzionez, să-mi imaginez că fără studiile mele, fără spusele mele, nu poate să meargă istoria mai departe, dar dați-ne voie și nouă, celor mai în vârstă, să continuăm o formă verificată de prezentare, de oferire a istoriei, a faptului mai mărunt, a faptului mai important, care însumate constituie istoria țării. Care este motoul, dacă există unul, care v-a ghidat într-o viață plină? Să fii cinstit în meseria ta. Vă mulțumesc și vă doresc din tot sufletul la mulți ani și să ne revedem în interviurile noastre obișnuite, în care prezentăm noile cărți, noile proiecte ale dumneavoastră. Eu vă mulțumesc foarte mult și folosesc acest prilej să vă spun că îmi face enormă plăcere colaborarea cu dumneavoastră.